Trebuie să se știe că dacă începe să chemă oamenii la vot, aceștia vor acționa. Pentru ceea ce a făcut în ultimii 8 ani de zile. Pensii micșorate, taxele mărite pentru presiuni și acte de corupție, sfidări și umiliță. De aceea nu vor vrea să chemă românii la vot. Dar îți amintim ceva. De ce este frică nu va scăpa? Oamenii vor veni la referendum și vor vota pentru Traian Băsescu pentru demiterea lui. Traian Băsescu nu are curaj și nu are onoare. Este un om fricos care este teamă să conducă o țară. Un președinte care fuge de oameni nu reprezintă decât pe el. De cine se teamă Traian, de cine se teamă lui Traian Băsescu? Nu de noi, nu de USR, nu de parlamentari, nu de politicieni general. Nu se teme nici de instituțiile europene, se teme de ceva mult mai sărăt, de oameni. Se teme de oameni pe care trebuie să-i conducă. Se teme de cei care au tăiat salariile, de cei care, la care le-a tăiat pensiile, se teme de cei care i-a trimis în șumaș, pe cei care i-a umilit, pe cei care i-a îmbolnăvit. Îndemnăm pe președinte să nu se teamă. Să renunțe la această campanie rușinoasă în care se ascund de români, în care încearcă ca să câștige la masa verde. Să aibă curaj de a participa la lupta corectă. Sunt trei mari dosare de care trebuie să se fuge. Dosare de corupție, dosare de securitate, dosarul de al averilor ilicite a familiei Băsescu. Și mai mult, un lucru pe care românii trebuie să-l știe. În aceste zile, Băsescu nu se luptă doar pentru scaunul său, Băsescu se luptă pentru scaunul lui Udrea, al lui Boc, al lui Anastase și pentru toată gașca PDL. Repetăm mesajul pe care îl trimite lui Traian Băsescu. De ce este frică? Nu va scăpa. Românii vor veni la vot, românii vor un nou început, vor o nouă societate. Și pentru aceasta românii vor pune ștampila pe da, dar pentru demiterea lui Traian Băsescu.